5 tineri, între care a avut loc un scandal în plină stradă, au fost despărțiți de polițiști. Oamenii legii au reținut 2 dintre aceștia, care sunt acuzați de agresiune și tulburarea liniștii publice. Băieții de 18 ani din municipiul Târgu Jiu au ajuns la poliție pentru audieri, dar nu au mai fost lăsați să plece. Ambii au fost reținuți pentru 24 de ore. Scandalul a izbucnit în plină stradă în centrul municipiului Târgu Jiu, în fața unui supermarket. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Ali P.J. Gorj, 2 tineri de 18 ani, ambii din municipiul Târgu Jiu, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunilor, de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia ar fi avut un conflict spontan cu alți 2 tineri de 14 și 19 ani, în timp ce se aflau în fața unui spațiu comercial de pe raza municipiului Târgu Jiu. Cei 3 tineri acuzați de agresiune vor fi prezentați procurorilor de la parchetul local, care vor decide dacă emit pe numele acestora mandate de arestare preventivă.